În orașul Cluj-Napoca sunt predicatori care predică cu cercel în ureche. M-ați auzit ce a zis? Și el zice, aleluia, Jesus e aici, prezent. Și are cercel în ureche. O să ziceți, ce ai cu ăștia? Păi n-am nimic, chiar n-am. Și se vede. N-am cum să am, că sunt diferit prin harul lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun ceva. Nu vă lăsați influențați de astfel de învățături. Nu vă lăsați copiii la astfel de centre. Nu acceptați să meargă. Am primit invitații pe DF să mă duc la ei. Și nu o să mă duc niciodată. M-au întrebat unii tineri, de ce nu mergi la ei să le predici? Că poate unii trebuie să fie mântuiți. Nu. Am să ne asculte online, să vină la biserică, să vină în prezența lui Dumnezeu. În astfel de locuri n-ai ce să cauți. Tu trebuie să mergi acolo unde este sfințenie, unde e curățenie, unde e prezența lui Dumnezeu, unde e Duhul lui Dumnezeu, unde sunt oamenii ascultării, nu neascultării. Ai milă, Doamne, de noi. Trăim într-o societate în care se încearcă tot mai mult și în martie 2025 se va încerca să intre cu bocancii în evanghelicii din România, chiar din Cluj-Napoca. Pentru că niște americani s-au trezit să-și fixeze întâlnirea lor taman în sala polivalentă din Cluj-Napoca. Nu suntem de acord cu toți cercelații și cu toți pletoșii și cu toți care vorbesc altceva decât Evanghelia curată. Nu are dreptul o femeie să vină să-mi spună să predice Evanghelia de pe stadion. Evanghelia trebuie predicată prin autoritatea Duhului Sfânt de către un frate autorizat de Duhul Sfânt. Amin, se zice. Dar frate, ce tu te trezești să spui că nu ești de acord? Da, nu suntem de acord. Noi suntem de acord cu Evanghelia curată. Sângele lui Iisus Hristos este protecția noastră când rămânem în perimetru protector. Nu când ieșim afară, nu când facem ce vrem din Evanghelie, nu când avem vorbe de sarte. O, atinge-ne, Doamne, în seara asta. Sângele lui Iisus Hristos este peste noi când rămânem în spațiul protecției. Nu ieșiți afară de sub protecția lui Dumnezeu. Nu vă permiteți perimetre unde există lipsă de sfințenie, unde diavolul își face de cap folosind numele Jesus și Iisus. Aici este prezent Domnul Iisus Hristos. Aici sângele lui Iisus Hristos ne protejează. Auzi o învățătură care nu o pricep, ți se pare nouă. Dacă un înger din cer, a zis Sfântul Pavel, ar veni fâlfâind din aripi să bată la mine acasă și să intre în camera mea și mi-ar spune o altă evanghelie decât ce scrie în Biblie, nu cred decât cuvântul lui Dumnezeu. Nu cred decât Evanghelia. Atinge-ne, Doamne, pe fiecare dintre noi. Sângele Domnului să fie arătat peste casa ta, familia ta să fie sub protecția lui Iisus Hristos. O grămadă de învățături vor să atace oamenii care sunt aleși lui Dumnezeu. Sunt de copiii prea iubiți al lui Dumnezeu. Satana în vremurile din urmă vrea să-i prindă și dacă se poate să-i înșele chiar și pe cei aleși. Sunteți aleși lui Dumnezeu. Nu ne lăsăm. Nu ascultăm astfel de evanghelie. Nu acceptăm astfel de anturaje. Nu intrăm. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, versetul 7. Nu vă întovărășiți, dar deloc cu ei. Nici la masă să nu stai cu ei, frate. Soră, nu sta la taclale cu astfel de persoană care transmite o evanghelie pătată, truncheată. De ce? O să te influențeze. Și ce o să vină diavolul să-ți spună? Vezi, nu-i chiar așa cum zice pastorul Bojor, pastorul Caleb, pastorul Pavel, pastorul. Nu-i chiar așa, ce? Numai ei vor fi mântuiți? Și uite cum au venit pe furiș. Pentru că Satana strecoară pe furiș învățăturii ale dracilor. Nu vine să spună din prima, du-te și dansează. Prima dată zice, du-te acolo la centrul la creștin, că e mai deschis, mai open-minded. Poți să iei o cafeluță frumos, nicio problemă. Dacă se poate, când ieși în parcare, ai și o țigară după ureche, nicio problemă. Ce? Care-i problema dacă fumezi? Zice câte unul extraordinar, domnule. Care-i problema dacă mergi în pantalon scurt și predici? Unul predicat în izmene. Vă spun pe românește. Care-i problema, frate? Poți să faci ce vrei în viața asta. Jesus e în inimă, Hristos e aici, pe interior. În rest, faceți ce vreți. Am să vă spun ce faceți că e în Biblie. Îți cumpărați vremea că zilele sunt rele. Nu fiți nepricepuți, spune Biblia, ci înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Sunt foarte supărat pe o astfel de evanghelie. Hristos și-a lăsat picătură după picătură din sângele său. A murit la calvar să salveze o omenire întreagă și un ispat șoc de evanghelie. După ce se botează, sar și dansează, să nu e evanghelia lui Dumnezeu. Se îmbracă într-un mod josnic, ca să nu zic altfel. Știi ce mă doare?
că utilizează numele Domnului în vorbele lor. Le recomandă la neinițiații să se tatueze. Și se tatuează cu versete din Biblie înfiorător unde au ajuns unii. Ai milă, Doamne, de noi! Ne bucurăm că în Biserica Betania este învățătură curată. Ne bucurăm că în Biserica Betania este prezent Duhul Sfânt la închinare. Este prezent Duhul lui Dumnezeu la părtășie. Cuvântul Domnului se predică. Frații se tem de Domnul și respectă Evanghelia. Și noi zicem pentru generația care urmează, Doamne, atinge-i din vreme. Atinge-i de mici să nu poată să fie atrași în astfel de centre unde se dansează în numele Domnului, unde unii înjură în numele Domnului pe scurtătură, unde își permit orice, totul la închinare pare a fi bun, dar când ies afară utilizează droguri în parcări. O, ai milă, Doamne, de noi! Ai milă de generația care urmează și sângele Domnului să fie protecția noastră.